Toată hrana vegetală e o hrană vie. E verde sau multicolorată. De ce? Pentru că așa a găsit cu care Creatorul, ca omul ființă vie, să se hrănească cu o hrană vie. Dar dacă noi consumăm o hrană moartă, avem șanse ca să fim 100% sănătoși? Iei o găină, o omori, ea să și sperie, toate catecolaminele o năvălesc, se boplește rinichiul, toate glandele respective, toate otrevul intră în sânge, nu? Ea face și niște salturi mari, când nici nu mai are cap, să le poată controla, și apoi sângele acesta intră intoxicat în toate celulele organismului nostru. Dar facem o supă bună de găină, punem și o lămâie și spunem, ia ca să ai viață. Dar acolo e jumătate urină, putesceină, cadaverină și tot felul de substanțe, metabolismul azotat din cauza că găina e decedată. Pe când că mănânci un măr, că mănânci o salată. Gândiți-vă o vacă, cât saci de verdeață mănâncă într-o zi. Nu un pumn, saci. Poate fi acest animal bolnav de ateroscleroză sau de osteoporoză? De ce? Pentru că toată energia o ia din hrană vie. Și asta a spus Colin Campbell. Hrana integrală. Dumnezeu inteligent a făcut hrana să fie perfectă. Toate elementele tabelului Mendeleev se găsesc în hrana noastră. Absolut toate. Tot ce trebuiește avem acolo. Ei, noi ne-am găsit să o rafinăm. Din făina neagră să facem făina albă. Și nu-i decât apret. Nu-i decât amidon. Și restul o aruncăm la gunoi și animalele zic, ce prost sunt oamenii, uite, nouă ne dă cei mai buni și mănâncă cei mai prost. De aceea, pâinea albă este o pâine nesănătoasă. Așa că toți credeți prezenți astăzi, mă bucur că v-ați hotărât din secunda asta să nu mai mâncați nici o felie de pâine albă, că e o pâine nesănătoasă, deși e gustoasă. Cine mănâncă pâine albă se va îngrășa. Pentru că pâinea integrală are fibre vegetale. E cea mai mare inovație a divinității. Fibrele, pe de o parte, fac tranzit intestinal și cine mănâncă pâine integrală nu va face cancer de colon. Pe de altă parte, pâinea integrală e ca un mop. Vezi, arunci pe jos mizerie, murdărie, ce să faci? Păi adă mopul. Și dai cu mopul și tot e curat. Asta fac fibrele. Suc tot ce este rău. Apoi încetinesc metabolismul. Iei o sticlă de benzină, o arunci și pui un bichibrit și face bum, explozie. Ia un lemn, pune-l în foc și merge câte puțin, câte puțin, câte... De ce? Are fibre. Și Dumnezeu a pus în toată hrana vegetală fibre. N-a pus în hrana animală fibre, pentru că nu e bună de hrana noastră. Noi trebuie să mâncăm fibre, obligatoriu. Și cine mănâncă fibre nu face cancer, are un tranzit intestinal perfect, se vindecă de foarte multe boli și ceva interesant, deși spui că nu se digeră, în partea inferioară a intestinului, ele se desfac în niște acizi grași cu structură scurtă. Și ăsta hrănesc și celulele tubului digestiv, dar și microbii pe care o avem. Știți că noi avem de 10 ori mai mulți microbi decât celule în corpul nostru? Și ele sunt în echilibru. Unele bune, altele rele. Și acolo al război între bine și rău. Permanent trăim într-un război între bine și rău. Și bine, organismul nostru, dacă consumăm ce trebuie, firii respective fac ca cele bune să ne dea un regim extraordinar digestiv. Toate sunt făcute în așa fel încât totul să fie perfect pentru noi. A gândit Dumnezeu că ne iubește. Și de aceea hrana vegetală este hrana ideală. Și foarte simplu, te duci în grădină, rupi niște mere, iei o salată, iei și un morcov și ai mâncat de toate. Și n-ai nevoie nici să mai fierbi. Și de aceea au apărut ro-veganii, cei care mănâncă numai hrană crudă.